Bine te-am regăsit. Da, noi am fost colegi. Poți să zic? 2000. Oh, nu trebuie. Eu am crezut că zicea ceva. 2000 era la fel de tânăr, aveam aceeași vârstă. O, ce vreau. 2000? Da, în 2000. În 2000, vă vine să credeți. Și, sincer, sunt absolut impresionat de ce a făcut Marta între timp. Felicitări! Jos pălării! Așa, avem prezentare. Am o primă întrebare. Este cineva de la presă, în sală? Vă rog frumos să... Alex, poți să ridici un pic mâna? Gabi, mai e cineva din presă? Așa, știu că din acest moment tot ce spun poate și va fi folosit împotriva mea. O să vă rog foarte mult să ne imaginăm că ați semnat un NDA și că, da, pentru că vom vorbi despre curaj în PR. Curaj în PR înseamnă doar să faci și niște lucruri. Niște lucruri. Unul dintre momentele de curaj este să... O să zicem foarte mai simplă. Este să... Așa. Apropo de anul 2000, am spus să o lase vederea și dacă mă vedeți privind așa, înseamnă că au trecut niște ani. Curaj înseamnă să-i propui unor clientului care se așteaptă la o minunăție, o comunicare cu minte, plată. Nu? Vi s-a întâmplat. Am primit acest brief. Toată lumea știe, primește un brief, a industria de comunicări, în schimbare, și m-au întrebat ce aș putea să spun eu, un fost jurnalist convertit în om de comunicare. Și așa m-au văzut colegii mei. Primul exemplu, exact. Primul exemplu vine dintr-o situație de criză în care, împreună cu clientul, am folosit Facebook. Pentru cei mai tineri, da, este senzațional, un boșoroc care făcea presă în secolul trecut a folosit Facebook pentru comunicare. Facebook ne-a ajutat să, din păcate, să se împrăște știrea senzațional și, în același timp, ne-a ajutat să și reparăm după ea și să avem punctul de vedere. Ceea ce am remarcat în analiza de după situație a fost că știrea avea avut o rată de propagare de 75% în agregatoare. E cineva care nu s-a împiedicat în agregatoare încă? Aș vrea să-i zice una cine nu a avut de-a face cu agregatoarele. Mulțumesc. Problema este că dacă o publicație identificabilă, să spunem cum este Biz, dă o știre oarecare, știrea asta se împrăștie. Dacă știrea este și negativă, asta înseamnă că se duce cavalul pe agregatoare, care nu pot fi controlate. Actualizarea, care este știrea bună, a avut o rată de propagare de 50%. Partea de curaj a fost să folosim Facebook cu insistență, chiar și după ce criza a început să treacă. Partea de curaj a fost să insistăm să dăm actualizarea și să dăm știrea bună în continuare. Acesta este un caz despre care probabil mulți jurnaliști din domeniul respectiv își aduc aminte, nu are rost să menționăm domeniul, avem de-a face cu o autoritate care a vrut să demonstreze cu o anumită companie. Presupun că v-ați întâlnit și voi cu asemenea situație. Poate să ridice mâna cineva care a avut un client, care a avut o problemă cu o autoritate? Nu? Sau mai e frică? Aveam de ales
între a lăsa autoritatea să calce clientul în picioare și să avem parte de o presiune de mențiuni neplăcute pe rezultate financiare dintr-un an precedent, sau să intervenim. Pentru că, știți foarte bine, mai ales de astă vară, și autoritățile produc fake news. Trebuie pentru care, cu o jumătate de oră înainte de începerea conferinței de presă a autorității, am dat foarte frumos un comunicat de presă, în care am felicitat autoritatea pentru inițiativă și am subliniat faptul că vorbim de cifre de un an și, în același timp, compania respectivă a acceptat să divulge și cifre din anul curent, care arătau evident o revenire. Evident că efectul conferinței de presă a fost stricat, clientul nostru nu a mai ieșit dovălit, ci a ieșit așa cum am vrut noi. Pentru că jurnaliștii, cu comunicatul meu în mână, m-au întrebat: domnul autoritate, așa e că cifrele sunt de acum un an? Pentru că, în mod surprinzător, da, autoritatea a prezentat cifrele respective, omițând, să spunem că e vorba de anul trecut. Este genul de caz în care PR-ul devine cameră de luptă. PR-ul devine strategie și devine o mișcare, să spunem, pseudo-militară, în care îți evaluezi opțiunile, evaluezi șansele, evaluezi pierderile și, dacă clientul acceptă, să mă bătai. Bun. Trebuie să recunosc că cu mulți ani în urmă am făcut și eu un fake disaster. Suntem în 2009, toată economia românească începe să o avale, se închid companii, știrile sunt mai mult despre falimente, insolvențe, concedieri. Și eu am un client care se încăpățânează să facă profit din ceea ce face. Profit net. Atenție, profit net, nu EBITDA. Am făcut întâi o evaluare a ceea ce a apărut în presă și în domeniul, în media, și în domeniul clientului, și pe alte domenii conexe, și am descoperit că știrile pozitive, ca asta, nu merg. Pentru că lumea era setată mental să încaseze doar știri negative. Este un aspect asupra care vă reveni după ce vă povestesc. Deci oamenii, și jurnaliștii, în primul rând, și chiar eu eram setat să citesc știri negative. Atunci ce am făcut a fost că am schimbat un pic timpul. Da? Și am mers. Țin minte și acum, întâi, reacția clientului, care a fost genul bâșnev. Cum să admit eu publicului să înjurătății profitul? Iar adică mea a fost singur. Băi, ești nebun? Tu îți dai seama că ești singurul pe domeniul tău care nu doar că a făcut profit, dar mai știu că business, restul sunt toți breaking news că sunt în insolvență. Deci, îți trebuie un pic de curaj să te duci la un client cu o idee bună. Nu știu dacă e neapărat out of the box. Pentru că atâta timp cât am lucrat în presă, 15 ani de zile, am dat nenumărate titluri de genul ăsta. Sunt titluri care vinde și care a vândut. Și la vremea respectivă s-a împrăștiat. Și îmi place și acum, după atâția ani, și mai facem din când în când astfel de lucruri. De asta am întrebat. Curaj în presă înseamnă inclusiv să suni înapoi un jurnalist și să explici că titlul pe care l-a dat, da, e minunat, e o licență jurnalistică frumoasă, dar care nu reflectă realitatea. Și dacă e de acord să mute virgula aia cu două cuvinte mai la dreapta, se apropie de adevărul situației. Sau dacă schimbă un pic titlul. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Bun. Ăsta e din categoria market business. Să presupunem că
Vine un necunoscut. Dar un necunoscut pe care n-a auzit nimeni. Nici eu. N-am auzit. Și ne roagă frumos să-l ajutăm. Pentru că a citit undeva într-o revistă, noroc. A citit într-o revistă că dacă face VR, o să îi vină clienți înapoi. Suntem în 2013, an în care pe hârtie economia României își revenise și în realitate încă scățeană. Da? Deci avem un contabil, un om onest care muncește, face audit, se pricepe foarte bine la cifre, numai că un astfel de om, din păcate, nu avem o știre, nu avem subiect. Nu, Ovidiu? Și atunci ce faci? Cutarea are plăcerea să anunțe bla 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 bla. Nu, că după aia l-am mișto pe Facebook. Atunci am inventat un subiect. Valoarea pieței de audit din România. Da, am inventat. Am decis că acest om, care are și avea și are cunoștințe reale despre piața de audit din România, fiind din 1900 și un pic în țară, în acest business, chiar se pricepea foarte bine, am calculat valoarea pieței de audit din România, desigur, cu ajutorul multor cifre vehiculate deja în presă la noi, cu ajutorul multor declarații, făcute inclusiv de Big Four, le-am coroborat, le-am verificat, a fost o muncă titanică, așa cum faceți voi. Cei de la BISC au sunat 1200 de oameni, ne-am luat la până câteva zeci de companii, pe Registrul Comerțului, pe Ministerul de Finanțe, și am făcut o știre. Care s-a împrăștiat, după care am început să dăm, desigur, sfaturi despre cum se evită insolvența, cum arată o încetare de plăți, care sunt simptomele și așa mai departe. Și am terminat cu o conferință de presă. Clientul fericit și-a dublat numărul de clienți în 3 luni de zile. Toată lumea auzise de el. A fost curaj de nevoie. Aici nu ne-am, inițial nu ne-am distrat, pentru că ne-a luat câteva zile până mi-a venit această idee. De unde să-l apuc. Uneori, curaj înseamnă, de fapt, să săpi, să te învârți în gol până când găsești subiectul. Asta mesajul meu către voi, dacă nu v-ați confruntat cu astfel de situații, este să, nu știu, vă apucați de desenat, vă uitați pe un film pe YouTube, mă mergeți la o plimbare, ideea va veni. În general, soluția există undeva în problemă. Într-adevăr, soluția a avut-o contabil nostru, care nici nu se gândise la așa ceva. Asta vă e familiar, nu? E cineva care a intrat în PR și n-a încasat întrebarea asta? Și ce răspundeți? Că Robert De Niro a răspuns. Voi ce răspundeți? Ia zi-mi. Câte întrebări primești tu în medie? Hai, bătiți. Într-o săptămână. Bună, Ovidiu. Sunt cu terem de la. Ai primit 4-5 pe săptămână? Medie. Poate chiar mai mult, în medie. Și mai mult. 10-15. Opa, 4-5, 10-15. Adică un pic miza. Stai că știu aici. Știu eu cine primește întrebări. Salut, Alexa. Cam câte întrebări în medie? Bine v-am găsit, mă bucur. Cam câte întrebări primești în medie, într-o săptămână, de la piarițe și piariști, de genul, ai primit comunicatul, cum se pare, altă? 10-15. Mulțumesc frumos. Eu sunt unul dintre cei care îl sună și mai treabă din când în când. Uh,
Ciocu, șef, ciocu, ce să fac? Asta e. Trebuie să dau acolo, la acord, la client. Da? Un alt mijloc de a verifica dacă jurnalistul te mai iubește sau nu, nu neapărat dacă a primit sau nu comunicatul, este să încerci un SMS. Puteți încerca și Messenger. Dar, apropo de social media, că se vehiculează foarte mult, este preferat să încercați să puneți o figură alături de nume, este de preferat să cunoașteți jurnalistul. Eu vă spun sincer, profit de faptul că am fost cu Alex împreună în multe conferințe de presă când eram în presă. Și nici așa nu insist foarte mult, sau pe video, nici așa nu insist foarte mult, pentru că e stresant. Faceți conținut de calitate, titluri bune și o să meargă. Așa, că tot eram la probleme, am stat și m-am gândit care ar fi problemele. Confrații deschid greu mesajele, acceptă greu telefoanele, fără, da, mă, da, l-am vin, las-mă pace, hai că am treabă, hai că am cumva, pa. Da? Ce mai avem? Păi degeaba trimiți un comunicat în care anunți cât de mișto este clientul tău, dacă e în față pe social media. Aș spune. Dacă pe social media ai o mulțime de probleme, ai o mulțime de clienți nemulțumiți, în Facebook, care țipă și plângi, tu trimiți un comunicat că merge treaba, wow, atunci s-ar putea să ai o problemă. Și trebuie să faci ceva. Ce? Eugen.semeran.vandu.ro media nu prea mai scrie. Este un trist adevăr. Cu excepția unor publicații de tip Biz, Forbes, Business Magazine, TV, în general, presa prea intens. Prea cascadă. Da, este bine pentru noi să ridice mâna cine nu-i convine că presa prea comunicată. Mulțumim frumos, cu respect. Este o situație provocată de dificultățile în media. E bine că fiecare dintre noi încercăm să sprijinim cât putem. Aducem clienții către media. O altă problemă, am menționat agregatoarele, am scris mai mic aici ca să facem un pic de efort vizual. Facebook este o mare agenție de presă. Sincer, aflu de multe ori, nu? Nu mi s-a întâmplat? Cum te bați cu Facebook? Te duci tot acolo. De multe ori, noi, cei din PR, intrăm pe Facebook ca să ne luptăm acolo. Și sigur, resursele sunt limitate, scad bugetul, am scris mic de tot ca să nu pară chiar o problemă mare. Așa. Și atunci ce pot să faci? Noi la WebUSO am, cred că am găsit așa o soluție care încă funcționează. Noi creăm conținut. Altfel nu merge. Pentru că să trimitem, recunosc și noi mai trimitem din când în când, o să folosesc un termen din presă, o să vă rog să mă scuzați, și noi mai dăm din când în când pierde. Da, masa presei se vede interne, mulțumesc frumos. Mai dăm și noi pierde pentru că așa trebuie. Așa a venit brief-ul. Așa a decis clientul. Dă comunicat ăsta. Și eu nu merg, nu merg. Deci, eu dacă eram în redacție, nu l-aș fi pus pe ăsta să mori. Nu. Dă-l așa, tradun și dă-l. Ok. Bine. Mi s-a întâmplat? Da. Și? Cum ați cântat? Am dat comunicatul și după aia... Am trimis comunicatul și după aia am trimis. Bună. Știți, am trimis un comunicat. E cam rușine cu el. Hai să explic de fapt despre ce e vorba. Și am spus povestea cum trebuia spus. Foarte tare. Bravo. Foarte tare. O altă variantă este să scrii propria știre în subiect.
Bun. Am vrut să zic ceva plin de miez cu slide-ul ăsta, dar am uitat din păcate. Cred că era ceva cu social media, sau era ceva cu tehnologia, era ceva cu telefoanele. Degeaba are telefon deștept și minunat, cel mai bun computer, un ultra slim din ăla, cu autonomie 5-7 ore, cu ecran tactil, altul de frumos ar fi, dacă nu știi ce să faci cu el. Pentru că, până la urmă, și PR, și social media, și orice altceva, nu e decât conversație de la mine, la tine, de la mine, la tine, de la mine, la tine, la tine. Dar prin intermediul unor canale care permit să facem, să avem această conversație fără să fim unul lângă altul. Eu așa percep lucrurile. Nu știu dacă s-a întâmplat sau a avut, sau ați avut, sau aveți, e cineva care se ocupă exclusiv de social media, în încăpere, se poate, vă rog, să spună social media. Deci nu suntem decât între noi cei din PR. Da, noi ceilalți sunt. Mă rog, în măsura în care PR-ul nu și-a băgat degetele în social media, să ne lămurim. Una din cele mai mari probleme cu social media este pune mâna pe telefon și sună pe client, vezi ce a vrut. Asta e una, și după aia pune mâna pe telefon și sună bloggerul ăla. Nu că e... așa, și? Imaginează-ți că te trezești față în față cu el. Și te uiți în ochii lui și te să-i spui ceva. Ce faci? Atâta timp cât social media nu iese din această capcană, va suna fals. Și cred că putem să ne uităm pe conturile de Facebook și să vedem acolo unde comunicarea este aseptică și acolo unde comunicarea este într-adevăr vie. Zici că acolo a scris-o cineva, un om, nu o mașină. A, am înțeles sugestia. Mulțumesc, Gabi. Cred că aveam două, trei întrebări, așa, cum a zis domnul Tăr. Dacă aveți întrebări, vă rog, acum să îndrăgniți. Ia atent. Că ești și jurnalist, ești și PR-ist. Vezi, nu ești PR-ist, ești PR-ist. Da. Sunt multe proiecte, sunt multe produse, mediocre. Da? Nu tot ce se lansează este wow. Și toată lumea își dorește o lansare, o comunicare, wow. Ce poți să faci pentru un produs mediocru, ca și comunicarea să fie wow? S-a întâmplat foarte des, nu? Este foarte greu să-ți răspund cu atâtea doamne în sală. Sincer și în părerea mea este că nu există femeie urâtă. Este doar leneșe sau proastă. Și la bărbații la fel. Și la bărbații la fel, mulțumesc. Da? Deci, nu există produs mediocru. Nu există produs. Există un produs care adresează un anumit segment de consumatori, există un produs care adresează o anumită cerință, există un produs care iese pe anumită nișă de preț. Cât ești tu dispusă să plătești pe un telefon cu diagonala de 3,5 inci? Nu sunt foarte tehnică, eu la mâine sau la mic. Telefoanele de 3,5 inci au dispărut de mult, la cât ești tu dispusă să plătești pentru, nu știu, niște vitamine care te fac să tinerești sau cât ești dispusă să plătești pentru un fard. Există farduri, că am și eu colegi de asta, în birou. Apropo de redacție, vă spun o anecdotă. După 10 ani, eu tot în redacție lucrez și într-o zi șefa mea era într-o discuție foarte serioasă și mă întreb ce fac lor. Și eu zic, bă, ok, pe imediat ce mă întorc în redacție, o să fac mutare. Și asta tot și mi-a zis, ok, bun, de mâine o să plătească redacția. Deci, sunt și eu cu niște doamne în încăpere și am intrat și eu, așa, în ce am făcut în diversul
Există, am auzit că există o de 3 lei și există și o de 300 de lei. Din punctul meu de vedere, nu există o OJ mediocră, toate put la fel de urât. Dar, ca să răspund la întrebare, există un produs pentru fiecare consumator și dacă ești într-adevăr consumator, ăsta, comunicator, te uiți la pixul ăsta și zici, ok, cum îi fac eu? Am făcut, chiar și pentru pixuri. Pixuri de alea, picuri de alea, le cumperi la snop, cum îi spune. Inclusiv pentru asta am făcut chiar, da? Deci, pixul ăla e făcut să fie cumpărat la snop, scrie de două, trei ori cu el, după care dispare. Deci sunt magice pixurile alea. Magice. Eu aș face inclusiv pentru pungi de plastic aceeași tehnologie de dispariție. Nu vreți? Nu? Pixuri. Sunt pixuri de astea care dispar. Nu vi s-a întâmplat? Întrebări? Alte întrebări? Bine. Am depășit și timpul ăsta. Mulțumim frumos. Îți mulțumesc frumos și felicitări pentru prezentare. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru răspunsul. Întrebarea asta am pus-o foarte mult. Și sunt puțin